Bună dimineața, o zi a revelațiilor. Taur, o să legalizați o situație, dar trebuie să dați zor să obțineți toate semnăturile ca să intrați în linie dreaptă cu demersurile care v-au ținut pe loc mai bine de o lună și ceva. Gemeni, poate abia acum aflați un adevăr, primiți o aprobare, vă găsiți în sfârșit de lucru și totul o să meargă șnur, că până acum ați tot avut câte ceva de rectificat. Rac, o să primiți un răspuns de la cineva de care sunteți atașat sufletește și o să știți dacă plecați împreună în concediu sau nu, ca să știți ce program vă faceți. Leu, e cineva din trecutul sentimental care vă cere o a doua șansă și dacă nu s-a ocupat locul din inimă, o să vă bucurați de faptul că relația se poate rescrie frumos de data asta. Fecioara, o să-și facă în sfârșit curaj cineva care vă cere de multă vreme o întâlnire ca să vă cunoașteți mai bine, să schimbați impresii, să vedeți dacă sunteți compatibili. Balanța, un parteneriat de afaceri va aduce acele beneficii financiare la care visați de ceva timp și o să cultivați această combinație care vă face să vă asigurați un venit constant. Scorpion, o să descoperiți o altă latură a unei relații și o să faceți progrese atât în viața personală cât și în cea profesională. O să depășiți niște blocaje. Săgetători, e posibil să primiți o înștiințare că mai aveți de achitat o taxă, vreo factură despre care o-ți fi uitat sau nu știați nimic și va trebui să vă conformați. Capricorn, o problemă din trecut iese din nou la suprafață și, dacă nici de data asta nu o rezolvați, se va amplifica. O să vă fie și mai greu să-i veniți de hac, ori fi niște datorii, nu știu. Vărsător, se insistă să reluați o preocupare de timp liber, poate fi o activitate sportivă și începeți iar antrenamentele, că aveți o stare de și mai bună dispoziție. Pești. Poate vă îndreptați cu pași repezi spre o căsătorie și dați foară în țară, începeți pregătirile și vă socotiți și banii ca să știți dacă vă ajung sau vă mai și împrumutați. Berbec. Noi provocări aici. Apare o ofertă de lucru, posibil și în străinătate și o să vă gândiți bine de tot dacă vă încumetați sau mai lăsați la tospit ideea ca să vedeți ce zic și ai voștri. O zi a revelațiilor.